Iarna își face încet simțită prezența, iar gândurile noastre se îndreaptă deja spre sărbătorile de iarnă. Pentru a ne bucura de sărbători fără incidente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bucovina-Suceava atrage atenția asupra importanței măsurilor de siguranță în această perioadă, mai ales în ceea ce privește coșurile de fum. În fiecare an, acestea reprezintă o sursă frecventă de incendii, iar neglijența poate duce la tragice accidente. ISU Bucovina-Suceava recomandă verificarea și curățarea coșurilor de fum. Acestea trebuie verificate, reparate și curățate periodic, mai ales la începutul sezonului rece, de către specialiști autorizați. Coșurile de fum necurățate sau defecte pot reprezenta un risc major de incendiu. Izolarea corectă a coșurilor de fum față de materialele combustibile. În podurile clădirilor, coșurile se vor tencui pe exterior și pot fi tratate cu var pentru a facilita detectarea eventualelor fisuri. Se interzice folosirea improvizațiilor la burlanele metalice de evacuare a fumului, în special cele cu mai multe coturi și amplasate lângă pereți sau materiale combustibile. Coșurile de fum trebuie să aibă un strat de cărămidă mai gros de 25 de centimetri, pentru a fi izolate față de planșeele combustibile. În plus, la trecerea prin acoperiș, distanța față de materialele combustibile trebuie să fie de minimum 10 centimetri. Pardoseala din fața ușii sobei trebuie protejată cu materiale incombustibile pentru a preveni orice risc de incendiu.